În cursul zilei de astăzi, Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului, s-a aflat la Deva într-o vizită oficială pentru a se întâlni cu reprezentanții administrațiilor publice, precum și cu factorii implicați în acest domeniu de activitate. Cu această ocazie, reprezentanții administrației publice locale și județene i-au prezentat ministrului oportunitățile pe care le oferă turismul hunedorean, deloc puține și care se pot extinde. Domnul ministru, cu drag vă primim și vă facem invitația să veniți cât mai des în județul Hunedoara, ori că veniți la schi, ori că veniți să vizitați cele mai frumoase locuri naționale și să nu uităm că județul Hunedoara este geneza poporului român și cu cele două obiective UNESCO, Srededuza Regea și Muntea Traiana, alături de Mănăstirea prin Zlob, Castelul la Hunedoara, Cetatea de la Deva, Munții Retezat, Parcul Național Retezat. Iată că avem ce promova, avem ce arăta lumii și cu siguranță, prin intermediul Ministerului Turismului, vom reuși să punem județul Hunedoara pe atât pe harta națională, dar în special pe harta internațională a turismului. Daniel Cadariu a avut discuții cu toți factorii implicați în domeniu și a precizat că face acest lucru pentru a afla direct de la sursă problemele cu care se confruntă antreprenorii din turism. Ministrul a spus că acest lucru face parte din planul de aprobare a noii strategii din turismul românesc. Am apelat la autoritățile locale pentru a ne da posibilitatea să luăm contact și cu autoritățile locale, mă refer la localitățile individuale, și cu operatorii privați, fie din turism, și cu mediul de afaceri, pentru a afla probleme locale specifice și pentru a oferi răspunsuri acolo unde le avem pe loc, unde nu le vom transmite în scris. Pentru a avea o imagine de ansamblu la nivel național, avem nevoie de lucruri specifice fiecărei zone pe care noi să le avem în vedere atunci când abordăm la nivel unitar un domeniu sau altul. Fie că discutăm de mediul de afaceri, fie discutăm de investiții străine sau de turism. Există o strategie, se lucrează la una nouă, pentru că lucrurile evoluează odată cu trecerea timpului, dar atunci când faci o strategie, dacă discutăm de strategia pentru turism finală, este foarte sănătos din punctul meu de vedere să ai feedback-ul local. Să nu te bazezi doar pe informațiile care îți vin la centru, ci să vii tu în teritoriu după ele. În timpul discuțiilor, ministrul Daniel Cadariu le-a dat asigurări antreprenorilor hunedoreni, dar și autorităților locale și județene, că vor exista în curând posibilități de accesare de fonduri pentru dezvoltarea turismului. Astfel, pentru județul Hunedoara sunt eligibile, în viitorul apropiat, conform planului pentru noua strategie de dezvoltare a turismului, cel puțin 4 axe. Acestea sunt cea de-a treia sesiune de depunere de proiecte pe programul Startup Nation, implementarea schemelor de ajutor de minimis, similare cu cele din agricultură, pentru operatorii din stațiunile balneoclimaterice, prin care se pot obține subvenții de la stat, modificarea legislației în privința domeniilor schiabile, în care investitorii privați vor avea de luptat cu mai puține hățișuri birocratice și, nu în ultimul rând, acordarea de stimulente financiare pentru cei care aduc turiști în unitățile de cazare pentru o perioadă de minim 4 zile, cuantumul propus fiind de 6 euro de persoană.